Bon, on met le feu, mon gars. Aici, unde vrea el. Te arătați și mie unde știi, mă. N-am la mine, că îmi făgeam spalat. Mașina în cauză cu cel decedat era aruncat în partea cealaltă, iar șoferul cu care am discutat de pe camionetă, fiind cu încă 4 persoane, deci 5 în camionetă, a spus că a frânat unde se vede, brusc, și în fața lui n-a mai avut ce să facă. Deci exact în fața lui a frânat. Impactul s-a produs în 2 secunde, deci după ce l-a aruncat, i-au coborât jos din mașină, erau loviți, prinși de sânge, dureri, așteptau ambulanța. Ce am văzut, erau 5 accidentați în camionetă și cel din autoturism era decedat deja. Eu am văzut deja, am vrut să văd dacă am cu ce să-i ajut. Au luat apă să bea, să se spele. Da. Din păcate, cel din dreapta din autoturism n-am putut să fac nimic pentru el. Și... oh, Doamne! Pe calea Radului, la kilometru 7, s-a produs un accident de circulație, din nefericire soldat, cu o persoană decedată și 5 rănite grav. Sau ușor, nu știm deocamdată. Efectuăm cercetări în vederea stabilirii mecanismului producerii accidentului.